Creierul controlează organismul, dar și organismul controlează creierul, pentru că semnalul purtător de informație circulă în ambele sensuri, de la creier spre efector și de la efector înapoi spre centru de comandă sau de la receptori. Toți receptorii care avem, piele, ochi, nas și așa mai departe. Transmit informația. Absolut, transmit informația. Creierul este specializat pentru sau format pentru a da semnificație fiecărui semnal. Pentru că dacă dumneavoastră ați fi fost învățată că elefantul se numește măr. Da? Și a fost complicat să mai mănânc cu măr. Da, da. Pentru că creierul decodifică fiecare semnal pe care îl primește în raport cu educația fiecăruia dintre noi și le depozitează. În momentul în care apare un nou stimul pe firmament, da? Recepționăm un nou stimul în mod automat, și aici este poate cel mai mare mister al creierului, în mod automat creierul apelează la toate informațiile care au legătură cu stimulul care a intrat. De exemplu, un miros, să zicem, de trandafir. Încearcă imediat să găsească, da, unde l-a mai ce, întâlnit, a la ce miroase, cine, când și așa mai departe. De aici apare memoria olfactivă, cum îi spunem noi, de fapt, care este sigur, tot o... Sigur, este o formă de memorie, dar e același lucru și pentru o imagine. Mai problematic este când suntem puși în fața unei forme, să zicem, vizibile, pe care n-am cunoscut-o. Cum o definim? Și sunt foarte multe aprecieri populare, ca să zicem, un ardelean care vede o girafă zice că așa ceva nu există. Dar pentru că noi vedem, percepem ceea ce știm. Totdeauna există o relație între semnalele care intră în creier și ceea ce știm. Dacă nu am venit în contact cu semnalul respectiv sau cu informația respectivă, șansele cele mai mari este să nu percepem acel obiect sau acea formă. Deci sunt demonstrate experimental aceste lucruri și chiar la nivel istoric, când spaniolii au ajuns în America Centrală, localnicii de acolo n-au văzut corăbile, pentru că nu existau în mintea lor acele forme. Corect. Da. Și este valabil pentru orice. De asta spun că învățăm totdeauna bazându-ne pe ceea ce știm dinainte. Cu cât știm mai puțin, cu atât putem învăța mai puțin. Cu cât știm mai mult, cu atât putem acoperi, cu atât putem învăța mai mult. De asta consider că este foarte bine să solicităm creierul ca și element care percepe noutatea sau diversitatea. Pentru că dacă tot timpul învățăm numai lucruri de tip repetitiv sau pe care le-am mai învățat sau stereotip, creierul suferă.